În perioada 21 septembrie-21 octombrie, sub sloganul La noi acasă-i meserie, se desfășoară o campanie de comunicare vizând regiunea nord-est a României ca parte din programul Europa în regiunea mea, inițiat de Uniunea Europeană în parteneriat cu ADR Nord-Est. Campania are drept scop informarea locuitorilor din zonă despre beneficiile investițiilor europene implementate de către ADR Nord-Est, atât în sistemul de educație profesională și formare de specialiști în diverse meserii, oferind oportunități de carieră și un viitor acasă noilor generații din regiune, cât și despre zone de recreere modernizate pentru un stil de viață sănătos. Cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, regiunea nord-est a României intră într-o nouă și binevenită etapă de dezvoltare, punând în prim plan bunăstarea comunității. În cadrul acestui amplu program regional de investiții, orașul Siret se reinventează, conectând trecutul la viitor și creând premise pentru o viață mai bună celor aproape 8.000 de locuitori ai săi. Patru inițiative puternice axate pe educație și sustenabilitate converg spre dezvoltarea unui oraș modern pe care localnicii îl pot numi acasă. Un eveniment de presă dedicat a fost organizat pe 21 septembrie la Siret, la Colegiul Laț cu Vodă. În cadrul evenimentului, reprezentanții au fost invitați să se alăture unui tur al principalelor proiecte finanțate de Uniunea Europeană ca parte din inițiativa Europa în regiunea mea, în prezența reprezentanților Comisiei Europene și ai ADR Nord-Est. Conducere, Gabriela, am să încep cu o notă personală. Și eu sunt din regiunea de Nord-Est, sunt de pe malul Jijei, nu de pe malul Siretului, dar destul de aproape. De asta, când am aflat că regiunea de Nord-Est va fi implicată în campania Europa în regiunea mea, m-am bucurat foarte mult și m-am bucurat și mai mult când am aflat că a fost ales orașul Siret să fie implicat în această campanie, datorită faptului că am descoperit istoria orașului, am descoperit faptul că este un campion al atragerii de fonduri europene și acum colegii mei din comisie știu că orașul Siret a fost a doua capitală a Moldovei, știu că este orașul de baștină al Elisabetei Lipă, și știu, iarăși cum am zis, că este un campion al atragerii de fonduri europene. Am menționat-o pe doamna Elisabeta Lipă, ce va fi implicată în campanie. Alte personalități care vor fi implicate sunt Mugurel Semciuc, vicecampionul olimpic la canotaj, pilotul de raliuri Titi Aur, și alte persoane și alumni din cadrul școlii, din cadrul colegiului și din oraș. Câteva cuvinte despre campania Europa în regiunea mea, care este o campanie, cum ați auzit, care este implementată la nivel european. Această campanie este despre relația dintre oameni și loc. Politica de coeziune, după cum poate știți, politica de coeziune a Uniunii Europene încearcă să creeze condițiile potrivite pentru a trăi bine pentru fiecare în locul în care se află. Desigur, unii pot decide să plece din diferite motive, din orașul, din regiunea lor, dar fiecare ar trebui să aibă posibilitatea de a trăi bine. Sunt semnificativ pentru comunitățile locale, pentru mondial lor de a trăi unde se află. Câteva date despre ce am făcut în trecut, în 2018, când a început campania, au fost incluse 60 de regiuni din 12 țări. Poate știți, după Brexit, Uniunea Europeană are 242 de regiuni. Deci faptul că regiunea Nord-Est este parte din cele 60 de regiuni care au fost incluse în campanie, este un motiv de mândrie, zic eu, și mai ales un motiv de mândrie și pentru orașul Siret, care a fost inclus în campanie. Ce înseamnă mai exact campania Europa în regiunea mea? Timp de o lună sunt scoase în evidență locuri precum arii protejate, muzee, școli, locuri finanțate și proiecte finanțate de cofinanțate de Uniunea Europeană. Publicul țintă al campaniei sunt cei care nu știu sau cărora nu le pasă de UE, mai ales cei care beneficiază în urma acestor proiecte cofinanțate de Uniunea Europeană. În fiecare regiune implicată au luat acțiuni precum
publicitate, parteneriate cu influencer local, am pomenit mai înainte pe doamna Elisabeta Lipă, pe domnul Tudeau, în cazul campaniei de față. Ceea ce vrem să facem este să implicăm comunitatea locală și toată lumea ar trebui să poată vedea, să experimenta activitățile din cadrul campaniei, sperăm într-un mod memorabil. Domnul director a menționat mai înainte proiectele care sunt sunt parte a acestei campanii din regiunea de Nord-Est. Am să menționez doar că în cazul colegiului unde ne aflăm, pe 3 octombrie, elevii din cadrul specializării mecanică auto, mulți dintre ei cred că sunt aici de față, vor întâlni pe domnul Tudeau și vor avea parte de un training cu dumnealui. Pe 7 octombrie va avea loc o demonstrație sportivă pe sred cu vicecampionul olimpic Mugurel Semciuc și în prezența doamnei Elisabeta Lipă, iar pe 19 octombrie la grădinița Luminița va avea loc un atelier de meșteșuguri cu copiii. Voi încheia micul meu discurs spunând că aceste locuri pe care le-am menționat și inițiative exemplifică ceea ce spuneam mai înainte. Condițiile pentru a trăi bine în oraș și regiune. Ne bucurăm să ajutăm oamenii să le descopere și să afle rolul jucat de Uniunea Europeană. În istoria fiecărui loc, fiecărui oraș, există momente care rămân memorabile. De exemplu, eu când mă gândesc la Suceava, ca să iau un exemplu, îmi aduc aminte de victoria împotriva lui Dinamo cu 5-4 după ce Dinamo a condus cu 4-0. Sper că în cazul orașului Siret, momente memorabile să fie proiectele europene și sper eu și campania europeană. Am să mulțumesc tuturor celor prezenți foarte mult, mai ales presei. Știu că e o ședință așa, mai o întâlnire mai tehnică și poate nu atragem foarte, foarte mult public în jurul acestui lucru mai de nișă. De aceea, încă o dată, pe lângă toată lumea prezentă aici, țin să mulțumesc tare mult presei pentru faptul că sunt aici. Oricât aș găsi cuvinte frumos aranjate, frumos meșteșugite și care fac parte din dicționarul explicativ al limbii române, nu pot descrie bucuria și faptul că această acțiune se desfășoară la Siret. Faptul că suntem în portofoliu de proiecte de succes la nivelul Comisiei Europene, pentru noi este o mare onoare, un lucru absolut extraordinar. Dacă dau puțin timpul înapoi, acum șapte luni, fără câteva zile, noi am intrat cumva în tranșee cu ghilimele de rigoare și la acea vreme am avut foarte, foarte multe provocări în ceea ce privește criza refugiaților și mobilitatea acestora. Totuși, în acea perioadă, atât cei care veneau din lumea politică sau din lumea mass mediei ne-au lăudat activitatea. Cei din străinătate, mai ales oamenii politici, ne spuneau good job, am zis treabă bună, ne bucurăm și noi că suntem aici de folos unor nenorociți. Iar mass media, probabil titlul cel mai ilustrativ al activității noastre, a fost în ziarul Le Monde, din Franța, unde se titra faptul că Siretul este un simbol și toată lumea o știe. Atunci, sincer, chiar mă gândeam la faptul că
ce bine și ce frumos ar fi dacă Siretul ar fi un simbol pe tărâmul fondurilor europene. Și știu de ce spun lucrul acesta, mai ales că noi avem în implementare foarte multe proiecte europene. Eram întotdeauna conectați la finanțări și așa mai departe. Iată că visam cu ochii deschiși și acel vis al nostru s-a împlinit astăzi. Și pentru noi, încă o dată, este un mare onoare. Și când spun noi, mă gândesc la orașul Siret, la mine, la colegii mei din primărie, la echipa de fonduri europene din cadrul primăriei și nu numai. Probabil, încă o dată, tot orașul trebuie să fie, prost trebuie să fie mândru de acest lucru. Spunea Gabi de proiectele derulate de primărie prin program operațional regional. Da, sunt 9 proiecte europene. Unele din ele sunt deja implementate, unele sunt undeva spre finalizare, altele sunt undeva la 20-30% grad de implementare. Sunt 21 de obiective, sunt și câteva proiecte integrate și acolo sunt mai multe proiecte, sunt mai multe obiective. Suma probabil undeva ajungem la 30 de milioane de euro, mai ales că știm de ajustările și de creșterile de prețuri care au avut loc de timp și cumva finanțarea pe proiectele noastre a crescut, deci cred că suntem undeva la 30 de milioane de euro, dar cred că e important de spus faptul că avem proiecte depuse cam pe toate domeniile, învățământ, cultură, sănătate, spații verzi, mobilitate urbană, cultură, asistență socială și așa mai departe, dar cred că cel mai important lucru care așa l-am observat noi este faptul că pe cap de locuitor undeva în orașul Siret, pre această etapă de programare a fondurilor europene 2014-2020, suma este de peste 3.500 de euro și undeva suntem probabil pe un loc fruntaș, dacă nu chiar pe locul întâi din regiunea nord-est. Am să fac referire foarte pe scurt la proiectul construire și dotare ateliere și laboratoare și amfiteatru în cadrul colegiului Lațcu Bodă Siret. Acest proiect s-a născut dintr-o nevoie clară, o nevoie clară a mediului de afaceri, atât investitorii care sunt în zonă, dar și cei care doresc să investească, au nevoie de forță de muncă, au nevoie de forță de muncă calificată. Întotdeauna în activitățile noastre de promovare a orașului, la Expo Real la München sau la Camera de Comerț și Industrie Română-Germană sau la ambasadă, unde am fost la tot felul de întâlniri cu oameni de afaceri, întotdeauna eram întrebați dacă avem forță de muncă și dacă avem, lucrul acesta este foarte important, forță de muncă calificată. De aceea am depus acest proiect și la insistența mediului de afaceri. Spunea domnul director aici de o economie activă, de un mediu de afaceri activ. Sigur că nu suntem noi chiar fruntași la acest capitol, dar ne străduim, avem parcul industrial, avem tot felul de acțiuni de promovare, avem tot felul de semnale de la investitori, mai ales că am început activitatea parcului industrial pe proiectele noastre și deja acolo lucrurile au înaintat foarte, foarte mult. Obiectivul nostru acum, nu numărul 1, numărul 0, este ca mediul de afaceri, investitorii să vină la noi în oraș. Aceasta este prioritatea numărul 0, în așa fel încât elevii care termină școala aici, să nu uităm că ce se întâmplă aici la în
în această clădire și cu dotarea care avem aici este o dotare similară cu acelor din unități economice. Deci, dacă lucrăm cumva la scara 1 la 1, cel care termină școala profesională la Siret poate imediat să lucreze într-o unitate economică și acest lucru este, cred că, foarte, foarte important și e un exemplu pentru noi, un exemplu de bune practici pentru regiune. La final am săcut cu mulțumiri încă o dată echipei din jurul meu, echipei de fonduri europene, care s-a străduit și se străduiește în continuare să acceseze și să implementeze proiectele europene. Nu vă spun că sunt o grămadă de provocări, am vorbit la început și cu domnul Florin Lugină povestind un pic de proiectele noastre, dar sperăm noi să ne depășim și să avem rezultate foarte bune la final. Încă o dată mulțumesc tuturor și repet, suntem extrem de bucuroși și extrem de onorați de faptul că această acțiune se desfășoară aici la noi la Siret. Mulțumesc! Campania de comunicare include o serie de experiențe și demonstrații practice, evenimente în aer liber, precum și activități creative la clasă, cu scopul de a apropia tânăra generație și, în general, familiile din regiune, de ceea ce înseamnă meserie. Astfel, în data de 3 octombrie, este programat un eveniment interactiv pentru elevii de la Colegiul Tehnic Laț cu Vodă din Siret, în cadrul căruia elevii de la specializarea mecanică auto vor experimenta practic o serie de demonstrații tehnice susținute de Titi Aur, specialist în mecanică și reputat pilot de raliuri. Activitățile campaniei includ și momente în aer liber organizate în zona râului Siret, modernizată cu investiții europene. În data de 7 octombrie are loc o demonstrație sportivă cu o embarcațiune de tip SHIF pe Siret, oferită de vicecampionul olimpic la canotaj Mugurel Simciuc, în prezența și sub atenta coordonare a doamnei Elizabeta Lipă, marea campioană olimpică la canotaj, care va onora orașul Siret cu prezența sa. Pe 19 octombrie se va organiza un atelier de meșteșuguri pentru copii de la grădinița Luminița, în cadrul căruia cei mici vor învăța să confecționeze brățări tradiționale sub îndrumarea unui artizan local. Tot pentru copii de la grădinița Luminița, elevii de la secția textile din cadrul Colegiului Tehnic Laț cu Vodă își vor arăta maestria confecționând o serie de accesorii specifice unor meserii care vor fi oferite celor mici în cadrul evenimentului. Cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, Colegiul Tehnic Laț cu Vodă a fost transformat într-o instituție de învățământ modernă, unde cei 560 de elevi care studiază aici în fiecare an au acum oportunități să-și construiască o carieră învățând o meserie chiar la ei acasă. Această realizare va avea un impact benefic nu numai asupra locuitorilor din Siret, ci asupra întregii regiuni nord-est a României. Colegiul devine astfel un hub educațional capabil să atragă talente din întreaga regiune cu o contribuție substanțială la un obiectiv cheie, asigurarea forței de muncă calificate în viitor și îmbunătățirea calității vieții într-un mod durabil. Modernizarea colegiului a presupus construirea unei clădiri noi, în care acum funcționează un anfiteatru, laboratoare specializate și ateliere dotate cu echipamente didactice de ultimă generație pentru specializările în care se pregătesc viitorii meseriași. Tehnician în industria textilă, tehnician transporturi, mecanic auto și maestru electromecanic auto. Cele pe care realizările implementate cu suportul financiar al Uniunii Europene le aduc comunității din Siret și întregii regiuni. Suntem în acest anfiteatru nou, modern, care face parte dintr-o clădire nou construită de tip demisol, parter și etaj, pentru filiera tehnologică, în care s-au înființat și dotat cu echipamente de ultimă generație, laboratoare și ateliere din domeniile mecanică și industrie textilă și pielărie, în cadrul proiectului construcție și dotare de ateliere, laboratoare și anfiteatru, în cadrul Colegiului Tehnic Laț cu Vodă, derulat de Primăria orașului Siret, și finanțat din fonduri europene nerambursabile prin programul operațional regional 2014-2020. Acest eveniment este posibil datorită domnului primar și echipei sale de proiecte,
care au înțeles nevoile și oportunitățile orașului nostru, dar și pe ale întregii noastre regiuni. Pentru a opri exodul tinerilor noștri, se cere o mai bună pregătire, care să atragă și o salarizare corespunzătoare, și în final, un motiv pentru care să fie atrași investitori în această regiune. Acest proiect are acest scop și pentru noi devine instrument perfect de dezvoltare. Sper ca după turul laboratoarelor și al atelierilor nou construite, nou dotate, să puteți spune cu toții la voi acasă e meserie. Un alt exemplu de investiție în educație de succes destinat preșcolarilor de data aceasta este cel care vizează reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței Luminița. Investițiile în singura unitate de acest tip din oraș sporesc nivelul de participare la educația timpurie a copiilor din Siret și creează perspective luminoase pentru familiile cu copii mici. Au fost reabilitate cele două corpuri de clădire existente, atât exterior cât și interior, creându-se cadrul prielnic desfășurării activităților educaționale celor peste 200 de copii care frecventează această unitate de învățământ preșcolar. Grădinița a fost dotată cu mobilier și echipamente didactice moderne și prietenoase, ceea ce va crește atractivitatea instituției în rândul părinților și preșcolarilor și va motiva cadrele didactice spre performanță. Revitalizarea zonei urbane din jurul lacului de acumulare Siret-Rogojești și a terenurilor degradate de pe strada Sucevei oferă o gură de aer proaspăt comunității locale. Suprafața spațiilor verzi din orașul Siret a fost extinsă cu peste 21.000 metri pătrați, iar zonele noi amenajate au fost dotate cu mobilier urban, facilități de agrement și petrecerea timpului liber pentru comunitate. Spațiile verzi nou create contribuie atât la sprijinirea obiectivelor locale privind durabilitatea, cât și la calitatea vieții locuitorilor și a vizitatorilor orașului. Cu aceste două abordări care se întrepătrund și ale căror beneficii se reflectă asupra comunității din Siret, mica zonă urbană este modernizată și aspiră la un viitor mai verde, în care educația, oportunitățile de creștere și sustenabilitate sunt puse la dispoziția tuturor. Astfel, localnicii din Siret pot afirma cu mândrie, la noi acasă-i meserie, atunci când aleg să trăiască și să muncească în orașul lor natal. Campania Europa în regiunea mea se adresează cetățenilor din regiunea nord-est a României, care include 6 județe: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. Europa în regiunea mea este o inițiativă comună de comunicare ce aduce în prim plan acțiunile Uniunii Europene pentru regiunile din întreaga Europa. Împreună cu regiunile partenere și cu proiectele finanțate din Uniunea Europeană, creăm instrumente și oportunități de dialog cu cetățenii pentru a ilustra prin exemple concrete eforturile de cofinanțare din partea Uniunii Europene și a regiunilor. Europa în regiunea mea se referă de asemenea la crearea de parteneriate cu diverse regiuni pentru a desfășura campanii regionale cu o tentă ultralocală și cu voie bună, propunând experiențe și activități conviviale în locuri populare care fac parte din identitatea regională. Campania de comunicare Europa în regiunea mea pentru regiunea Nord-Est este a treia acțiune de acest fel derulată de către Uniunea Europeană în România, continuând inițiativele similare deja implementate în regiunea Nord-Vest în noiembrie 2021 și, respectiv, regiunea Centru în iunie 2022. Mulțumesc, bună ziua tuturor! Mă bucur sincer să fiu astăzi aici, din cel puțin două motive. Unul este că am așteptat cu interes și colegii mei știu și domnul primar știe să vedem acest proiect finalizat, pentru că îmi doresc să ne lăudăm cu un proiect bine făcut într-o comunitate mică, dar care poate fi considerat un exemplu. Al doilea motiv, și poate chiar mai important decât primul, este că îmi place foarte mult cum sună Europa în regiunea mea. Și Europa este în regiunea de nord-est a României, prin finanțările pe care le aduce aici, dar mai ales prin spiritul european care a început să se dezvolte și cuprinde tot mai multe categorii de oameni și instituții, care pe lângă faptul că obțin finanțare,
Și poate mai important decât asta, înțeleg ce înseamnă spiritul european, îl promovează, îl dezvoltă și contribuie la evoluția întregii noastre case comune, care este Uniunea Europeană. Exodul tinerilor este o problemă și astăzi avem câteva probleme majore cărora trebuie să ne adresăm. Una este aceasta, să dezvoltăm forme de pregătire, motivații pentru tineri, pentru oamenii care sunt creativi, care trebuie să contribuie la construcția și reconstrucția acestei regiuni și iată că proiectul de astăzi și nu numai demonstrează că se poate. Putem crea condiții bune, moderne, putem aduce aici, în orașul Siret de data aceasta, acele exemple de proiecte cu impact și cu rezultat. Astăzi noi vom vorbi de mai multe proiecte decât doar acesta și foarte pe scurt o să prezint aici 4 proiecte pe care orașul Siret le implementat sau le-a implementat. Este vorba și de o grădiniță, deci avem grijă și de cei mici, le creăm condiții bune și cred că o să vedem grădinița astăzi. De asemenea, 2 proiecte pe prioritatea 5, pe axa 5, refacerea, conservarea și protecția patrimoniului cultural și natural. Avem aici niște zone degradate din orașul Siret care au fost refăcute și care arată foarte bine. Deci, suntem dornici și ne implicăm activ alături de partenerii noștri de la școli, de la primărie, de la firmele private, să oferim condițiile cele mai bune pentru tineri, să rămână în regiune și sper că acesta începe să devină un trend în anii următori. Dovedim că banii europeni se investesc, că noi avem investiții de fapt în această regiune și aceste investiții produc impact și rezultat, iar acest impact și rezultat este cel de care vă bucurați voi, în primul rând elevii, și vă doresc din toată inima să aveți posibilitatea să găsiți și locuri de muncă pe măsura pregătirii voastre, să construiți locuri de muncă, să deveniți antreprenori și în felul ăsta să vă puteți construi o viață frumoasă aici. O să mă opresc aici, mulțumesc deocamdată.